Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la știrile orei. Un grav accident s-a petrecut miercuri dimineață pe DN17 în comuna suceveană Șcheia. În urma unei coliziuni dintre un tir și două autoturisme, unul dintre autoturisme, un taxi, s-a răsturnat pe cupolă, trei persoane rămânând încarcerate în interior. Din primele cercetări, șoferul unui tir ce se deplasa spre municipiul Suceava a efectuat o manevră de schimbare a benzii de circulație, acroșând astfel autoturismul taxi. Din impact, autoturismul a fost proiectat în afara părții carosabile, intrând în coliziune cu un alt autoturism parcat regulamentar. A apărut din față. Ce s-a întâmplat? Mai țineți minte? Da, eu mergeam pe banda din dreapta și pe stânga. Și o pleacă și pe stânga, banda mea. Câte persoane dați în mașină, știți? Patru persoane. La fața locului au ajuns în scurt timp două auto speciale de descarcerare din cadrul detașamentului de pompieri Suceava, o auto specială pentru transport victime multiple și patru echipaje ale serviciului de ambulanță județean. Pompierii au acționat pentru descarcerarea a trei persoane aflate în autovehiculul taxi. Din păcate, în urma manevrelor de resuscitare, o femeie nu a mai putut fi salvată. Am intervenit la fața locului cu două auto speciale pentru descarcerare și o auto specială pentru transport victime multiple, cu sprijinul a patru echipaje ale serviciului de ambulanță județean. În accident au fost implicate un tir, un autoturism taxi și un al doilea autoturism care era parcat și care, din fericire, nu avea nicio persoană în interior. În urma impactului, autoturismul taxi s-a răsturnat, iar în interiorul acestuia se aflau 5 persoane. Două dintre acestea au ieșit singure, iar alte trei au rămas încarcerate, fiind necesară intervenția colegilor mei pentru extragerea lor. Din nefericire, una dintre persoanele încarcerate, o femeie în vârstă de aproximativ 30 de ani, a fost declarată decedată. Celelalte patru victime au fost stabilizate din punct de vedere medical, după care au fost transportate la unitatea de primire urgențe a Spitalului Județean pentru investigații suplimentare. Alte patru victime, dintre care una în stare gravă, au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale. La unitatea de primire urgențe au fost aduși trei pacienți, victime în accident de circulație. Din cei trei pacienți, doar unul singur se află în stare foarte gravă, comă gradul 2-3. I s-a efectuat un control tomograf unde s-au depistat leziuni la nivelul bazei craniului, deci un traumatism craniocerebral sever. Celelalte două victime sunt pacienți cu multiple contuzii la nivelul capului, membrelor, dar sunt stabili hemodinamic și respirator, fără interesarea de leziuni de organe interne. Încă se află în investigații, ulterior rămânându-se decizia de a fi internat sau de a primi îngrijiri la domiciliu. Polițiștii fac cercetări pentru determinarea modului în care a avut loc accidentul și cine se face vinovat pentru producerea lui. Cei doi conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost 0,00 mg per litru alcool pur în aerul expirat pentru un șofer și de 0,17 mg per litru alcool pur în aerul expirat în cazul celuilalt.